Spider-Man No Way Home nu doar că a reușit să-mi atingă așteptările, ci a reușit să le depășească cu mult. Iar astăzi vreau să vorbim despre acest film. Dau și unele spoilere, deci da, ați fost avertizați. Bineînțeles că dacă vă place Marvel, puteți rupe două buton de like și de subscribe și clopoțelul pentru că vorbesc despre MCU aici pe canal. Știm că identitatea lui Peter Parker din universul MCU a fost descoperită. Iar filmul Spider-Man No Way Home s-a bazat pe această premiză, și anume că viața lui Peter Parker se schimbă complet după reveal-ul pe care l-am văzut în after credits-ul din Far From Home. Finalul din Spider-Man Far From Home a fost practic începutul pentru No Way Home, adică efectiv din punctul în care ne lasă filmul care a apărut în 2019 până în acest punct, anume odată cu acest nou film. Vedem practic cum ce impact major are faptul că identitatea lui Peter Parker este descoperită la finalul filmului Far From Home. Și lucrurile se dezvoltă așa ușor, ușor în această direcție pe măsură ce vedem întâmplările care au loc în No Way Home și anume efectiv continuarea ce se întâmplă mai departe după acel mare reveal. Îl vedem așadar pe Peter Parker cum merge la Doctor Strange pentru a repara această greșeală și anume pentru a-și putea ascunde în continuare identitatea. Doctor Strange acceptă, dar ceva din vraja lui Doctor Strange nu funcționează atât de bine, lucru care duce la toate întâmplările pe care le vedem în film. Practic această vrajă dă peste cap universurile din Spider-Man, iar în universul Spider-Man-ului din MCU sunt aduși villainii, dar și ceilalți Spider-Man pe care i-am văzut de-a lungul timpului. E, și se realizează acest big epic crossover, top 10 anime crossovers of all time, se întâlnesc tot Spider-Man, se întâlnesc și villainii pe care am văzut așa și filmele vechi cu Spider-Man și lucrurile devin din ce în ce mai complicate în sensul că cum apar mai mulți villaini de-a lui Spider-Man, villaini care nu știu exact care e Spider-Man-ul realul până într-un anumit punct și da, ideea de plot a fost interesantă, a fost chiar o idee, adică expected, așa. O idee foarte asemănătoare cu Into the Spider-Verse, trebuie să punctez chestia asta și cu siguranță probabil că s-au și inspirat de la Into the Spider-Verse. Into the Spider-Verse care a venit pentru prima dată cu ideea asta de a pune mai mult Spider-Man la un loc. Anyway, chestia a fost destul de fain așa să o vedem efectiv în acțiune, adică cu toți Spider-Man ăștia de care au apărut de-a lungul anilor și da, a fost enjoyable așa de urmărit. Interacțiunea asta între cei trei Spider-Man și villainii care au apărut așa de-a lungul serii și bineînțeles concluzia, bătălia de la final. Chiar n-am ce să zic așa că nu mi-a plăcut la filmul acesta. Efectiv a fost un film Spider-Man făcut special pentru fani. Pe lângă memes-urile care au apărut în film și toate acele lucruri care se întâmplă, vedem și interacțiunea aceasta între villainii din Spider-Man. Chestia este că se vorbea despre acest crossover între Spider-Man destul de mult. Asta a fost și unul dintre spoilerele, dacă vreți, sau hinturile, dacă vreți, care au apărut cu mult timp înainte de efectiv să apară filmul ăsta. Adică se știa cumva că erau șanse mari ca ceilalți Spider-Man să apară în acest film. Dar cu toate acestea, na, tot a fost o surpriză atunci când au apărut și adică n-a stricat prea mult informația asta. O chestie despre care am vorbit chiar și înainte de film și care s-a întâmplat în film, vă ziceam, știți că era posibil ca Doctor Strange să fie cu totul altcineva, adică să fi fost cumva schimbat așa, știți? Adică părea alt personaj atunci când a apărut trailerul și având în vedere că trailerele la Marvel sunt destul de așa, nu prea te poți încrede în ele, era posibil și asta. Nu s-a confirmat chestia asta, adică Doctor Strange a fost efectiv Doctor Strange care a luat decizia de a face o vrajă, a ascultat pe Peter Parker în acel lucru, adică tot n-a prea semănat așa că Doctor Strange ca să-i ofere așa încrederea lui Peter Parker, dar asta e ceea ce am primit, deci Doctor Strange a avut până la urmă încredere în Peter Parker și a preferat să facă acea vrajă ca să-l salveze dintr-un motiv anume, ca lumea să uite cine este Peter Parker. Mergem cu asta înainte, dar unii nou așa nu are chestii, adică chiar a fost un film enjoyable așa și mai ales că a fost și un film așa memeable cu multe memes și for the fans, cred că clar a fost făcut în așa fel încât să placă la foarte mulți oameni și sincer să vă zic și mie mi-a plăcut destul de mult și de asta am zis că chiar este Spider-Man-ul meu preferat până în acest moment. Bine, aș putea zice că Into the Spider-Verse ar fi de fapt filmul cu Spider-Man care mi-a plăcut cel mai mult și încă mai îmi place. Dar din cele live action, nu cred că este un film Spider-Man mai bun decât acesta produs de cei de la Marvel. Villainii, deși mai mulți, se bucură de un screen time ok, fiecare având un impact asupra poveștii lui Peter Parker. Mi-a plăcut și faptul că au reușit foarte bine
sunt bine nostalgia asta creată de acest film, cu efecte speciale, cu parte de vizual foarte bine realizată, cu tot ceea ce a semnat așa Spider-Man de-a lungul timpului, adică au pus în valoare personajele și aerul ăsta de nostalgie așa și lucrurile pe care le vedem acolo, cred că au ajutat și ele foarte mult acest film să fie considerat cel mai bun film cu Spider-Man, adică a fost un fel de, în toate filmele au reușit o rețetă foarte faină acum cu No Way Home. Nu cred că vor mai face chestia asta, adică cred că dacă ar repeta cam aceeași idee, nu știu dacă ar mai fi la fel hype-ul, dar da, aparent chestia din Into the Spider-Verse, ideea aceea despre care am vorbit și eu acum câțiva ani și vă ziceam că mi-a plăcut foarte mult Into the Spider-Verse, a fost reluată și în live action-ul acesta și da, mult clar a ieșit ceva foarte fain. Dar bine, nu cred că o vor mai putea relua la infinit această idee, dar cine știe, din când în când poate să mai apeleze acum la, și la personajele mai vechi și chestia asta, în special relația dintre Tom Holland și Tobey Maguire, chiar a fost destul de interesantă, pentru că Tobey Maguire arată ca un fel de Spider-Man mai înțelept, așa, care a trecut prin viață și sincer aș vrea să mai revăd, adică și în alte filme să mai reapară așa cele două personaje. Altceva, nu, chiar n-am, mă gândesc și chestii rele, așa să vă zic, dar efectiv n-am ce să vă zic, mi-a plăcut, a fost enjoyable, adică nu a fost niciun moment care să zic că nu să-mi fi displăcut. Deci, cred că am reușit o treabă foarte, foarte bună cu filmul ăsta și cu toate că nu l-am văzut chiar în perioada când a apărut imediat, am văzut după și vorbesc abia acum, de nou, la o perioadă mai lungă de timp, așa, după ce l-am văzut, poate am mai uitat niște detalii, așa, că de obicei le vorbesc despre filmele astea pe care le văd imediat, ca să fiu puțin în temă și să nu omit nimic, dar așa, nu știu ceva ce să-mi fi displăcut. Mi-era, țin minte, frică o leacă de sală, că având experiența filmelor Marvel, filmele astea atrag tot felul de persoane la film și este și sala, care poate să fie așpa și cu gălăgie și cu toate chestiile nasoale, dar poate să fie și faină cu atmosfera așa. Eu când am fost, n-am avut probleme cu sala, adică a fost ok. Bine, a fost și dacă mai târziu, poate cei diehard fans au venit mai devreme și dar a fost enjoyable. Chiar mi-a plăcut și dacă l-ați văzut încă, dacă mai rulează în cinemauri și așa, chiar vă zic să vă duceți, e worth seeing și mai ales e worth seeing în cinemauri. Se face așa o atmosferă mai faină acolo, are o mulțime de efecte și adică chiar n-ați vrea să-l ratați. Dacă aveți ocazia să-l vedeți, nu știu dacă mai rulează, cred că ar trebui să ruleze, să mergeți. E good to see in the cinemas. Am primit și ceva after credits după acest film și anume after credits-ul care leagă universul Spider-Man din MCU, cel Sony, precum și trailerul pentru Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Cred că e pentru prima dată și când cei la Marvel arată un trailer efectiv într-un after credits, adică a fost puțin ciudat să pună trailer, dar da, au făcut trailer pentru Doctor Strange Into the Multiverse of Madness, trailer despre care o să vorbesc și o zi de următoare aici pe canal, dar da, era clar că au pus trailerul ăsta numai bine, că a fost legată povestea și de Doctor Strange. Un trailer care ne arată așa ce se întâmplă în filmul acela, care se vrea a fi puțin de groază, așa. O să vorbesc și despre trailerul respectiv într-un alt clip, dar ideea este că, da, l-aduce și pe acel Dark Doctor Strange Evil One în universul Marvel și va fi interesant să vedem ce se întâmplă mai departe. Iar la partea cu Venom, da, se face legătura între filmul Venom și Spider-Man. În sfârșit avem legătura clară și anume că la finalul filmului Venom 2, Eddie Brock este adus în lumea lui Spider-Man-ului din MCU de către vraja lui Doctor Strange. Este făcut acel reveal. Este din nou transferat înapoi în universul lui, conform acelui after credits, dar lasă simbiotul în lumea din MCU. Deci, cred că lumea din MCU va fi mai canon din punctul ăsta de vedere, adică simbiotul probabil se va uni cu Spider-Man și de acolo va căpăta cumva puterea lui Spider-Man și abia apoi se va uni probabil cu Eddie Brock din lumea lui Spider-Man din MCU. Deci, da, oricum asta va urma cumva și povestea din comics, nu va mai fi atât de weird ca povestea originală care e în Sony acum, că efectiv nu se știe de unde a obținut acele puteri Venom. Pentru că, într-un fel, Spider-Man-ul din lumea Sony nu prea este. Poate Andrew Garfield ar fi Spider-Man-ul de acolo, dar nu știu cum vor face cei de la Sony în continuare, mai ales acum că sunt uniți cu Marvel, dar vom vedea și chestia asta. Și cam asta e așa cu acest film.
ce să vă zic, mi-a plăcut, repet, dacă vreți să mergeți să-l vedeți și aveți ocazia să-l vedeți la cinema, dacă nu l-ați văzut până acum, deși cred că unul dintre voi l-ați văzut din ce mi-a zis, mergeți la cinema, că e worth seeing there. Dacă nu, dacă l-ați văzut, atunci știți despre ce vorbesc și da, a fost un film Spider-Man foarte bun și mi-a plăcut foarte mult. Cred că e și preferatul meu, așa, de fapt, cu siguranță e preferatul meu din live action-uri. Voi ce părere aveți despre Spider-Man No Way Home? Puteți să lăsați un comentariu mai jos și vă mai vorbim. Și bineînțeles, dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să rupeți un buton de like, cea de subscribe și clopoțelul, că mă ajută foarte mult dacă vreți să deveniți și membrii canalului cu atât mai bine. Și asta mă ajută foarte mult și ne mai zicem. Sunt spasul cu un alt clip pe acest canal. Eu am fost Sorin, vă doresc o zi foarte bună continuare. Pa, pa! KBZ rămâne în top pentru totdeauna. Maghiara e cel mai tare. Trebuie să faci un concert.